Oameni buni, înainte să începem review-ul de astăzi, o să vă anunțăm că de miercuri o să mă duc cu copiii la Cinema City să caut filmul Wonka. Charlie and the Chocolate Factory a ajuns în a doua parte, adică filmul se numește Wonka. În locul lui Johnny Depp se numește Timothée Chalamet. Eu vă aștept în cinematografele orașelor noastre. O să verificați biletele pe cinemacity.ro sau la casele de bilete, cum vă spune naratorul reclamei. Profesoara, deci doamna de română, mi-a spus că biletul costă 15 lei. 15 lei, bun, foarte ieftin. E scumpicel, dar măcar merge. Am să caut în ce sală, am să caut și în ce rând, am să vedem miercuri. La 9:30 trebuie să ies de aici. Am să mă plimb cu microbuzul satului, ajung în mall, ajung până la Arena Mall pe jos. Mersul pe jos face picior frumos, cum spune Jimi Hex. E, încă o dată, o să găsiți pe site-ul celor de la cinemacity.ro/ preț bilete Wonka. O să vă duceți frumos în sală ca să vă uitați liniștiți, să mâncați un popcorn, un nachos și multe alte chestii. Hai că ne vedem luni la Mac. Apăsați pe butonul de like și ne auzim mai încolo. Peneba.com ai cele mai frumoase jocuri de pe calculatorul tău. Acolo unde găsești toate mulțimile de jocuri pentru PC, Xbox, PlayStation și Nintendo. Dacă ai 30 de ani, o să-ți cumperi toate jocurile tale preferate doar de pe calculatorul tău, inclusiv sport, supereroi și multe alte chestii. Bun de Verifică ceai, linkul din salutare la toată descriere. lumea, eu sunt Daniel și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Fraților, știți că v-am spus deja că o să facem un review de la Mac. Și știți și voi că v-am spus că o să fac un review de la Mac, o să vă explic ceva. Deci să începem așa. Deci primul lucru este să luăm Angus Special. Asta e cu vită, Angusul. Iar Barbecue Special nu mă interesează să comand burgerul ăsta din carne din piept de porc. E nașpa. Fraților, știți că Iosif Ștefănescu a făcut burgerul ăsta de la Mac? Iosif, domnule Ștefănescu, te pup. Ești cel mai tare bucătar executiv. Te invit la șef la cuțite. Știți că Adriana Trandafir o să vină la șef la cuțite? Hai să comandăm vită, să-l iau pe cheeseburger, pentru că pe mine nu mă cunoaște barbecue specialul. Hai să luăm pe cheeseburger. Hai să luăm pe cheeseburger, că e mai bun. Ca să nu mănânc toți burgerii ăștia mari, pentru că o să mă doară burtica și o să fie greață și nu-i bun. Deci, să începem așa. Este un cheeseburger care conține gluten, carne de vită, suculentă, brânză cheddar, castraveți murați. Cred că chestia asta ceva galbenă. Are sos ketchup, chiflă regulară și cam atât. Hai să-l vedem pe Mr. Ang, domnul Angus Special. M-am trecut la pui. De ce, Doamne, iartă, m-am făcut? Ăsta e Angus Specialul, care conține tot carne de vită, are chiflă cu semințe de susan, salată rucola, are o brânză camembert, nu-i vorba de cașcaval panenic, este o brânză cașcaval camembert. Ăsta seamănă cu, zici că e un cașcaval pane care ți l-ai luat de la Hochland, de la cumpărături. Uite, mă uit la Mac să caut burgeri ăștia. Bun, să revenim. Conține carne de vită, ce am mai spus eu, brânză camembert, salată rucola, sos alb, are într-o chiflă cu semințe de mac și susan,
Și în rest, cam atât. Să trecem la asta. Nu mă interesează să comand niciun barbecue special, dar e nașpa. A spus că l-am luat pe cheeseburger, că m-am săturat de atâta burgerul ăsta de porc de la Mac. Mie nu-mi plac astea, sunt oribile. Deci să nu comandați burgerul acela, e încă oribil. Deserturi. Sănătate. Hai să luăm iarăși plăcintă cu afine și crema de brânză. Văd că scrie Blueberry Cream Cheese Pie. Are gem de vișine, are gem de struguri și crema de brânză. Are are folie, un foietaj într-un, are o crustă crocantă de foietaj. Hai să vedem sosurile. Am să iau un sos de să-mi iau un sos de maioneză, mie îmi place asta, cum arată. Să începem așa. Să căutăm cartofii. Tipped fries. Mama mie. Hai să luăm cartofii ăștia medii. Și una, hai să trecem la băuturi. O cola normală, asta îmi place. E, cam atât. O să ne vedem. Păi atunci, hai că am ajuns acasă și am să vă spun ceva. Astăzi avem un review de ăsta șmecher. Micul dejun este mai bun, care n-ați mai văzut niciodată în viața mea. Așa că hai să vedem micul ăsta dejun de la Mac. Avem un McMuffin. McMuffin fresh. Da, o să vă spun reclama asta de la Mac, promoția, că micul dejun se va iese până după ora 10. Până după ora 10 dimineața. În jurul orei 11. Hai să vedem cum arată. Hai să vă arăt așa. Da, deci. Morning Mac puișor la 18,60 de bani. Cu o porție de hash brown și o cola mare la 7,60 de bani. Maioneză la 3,40 de bani. Și McMuffin fresh cu pui la 9,20. McToast la 5,20. Încă o porție de hash brown la 5 lei. Iar 8,30 bacon cu ou. McMuffin în total a fost 47 de lei 60, aproape 48, în numerar 50. E, cam asta ar fi. Hai să vedem sucul ăsta, mic am uscat gâtul. Amu, așa. Păi bun, mai rămâne de nevăzut. Hai să, haideți că vreau să vă prezint o noutate frumoasă. Cea mai bună noutate care se numește Mic Dejun de la Mac. Dar de până dimineață, deci de dimineață nu mai sunt sandwich-urile astea făcute de Iosif Ștefănescu. După ora 10, adică la 11. Dar hai să vedem. Gata. Hai să-mi pun omul ăsta în pungă să nu se ducă la vale. Așa. Stați să vă zic ce mi-am luat. Deci asta? Asta e McMuffin cu ou. Sausage McMuffin. McMuffin fresh duplu. Bun. Ce avem? Avem aici niște hash brown. Miroase ok. Exact ca și un fel, ca un fel de cartofi prăjiți. Exact ca o, miroase ca o porție de cartofi prăjiți. Și asta la fel, asta miroase ca o porție de cartofi prăjiți.
format, așa avem aici. Chicken McMuffin Fresh, asta e McMuffin cu ou, asta e un ice cream chicken McMuffin, un McToast cu șuncă și nu asta e McMuffin cu ou. Da, mă, da, e McToast. A. Și un morning McPuișor, dar asta e pentru maica mea. Hai să vedem ce avem noi aici. O maioneză și am terminat. Asta e McMuffin cu ou. Cu ou în loc de... Are brânză cedar în el, ia uite. Are ouă și bacon pe el. Într-o pâine de asta, adică o chiflă care se mănânce mic dejun, are bacon, ouă și cam atât. Hai să vedem ce gust are McMuffin-ul ăsta, că ăsta îmi place foarte mult, că e cu ouă. Hai, mâncai și tu două ouă, mâncai o omletă ceva. Dar hai să băgăm. Foarte bun McMuffin, ai ou, de asta e bun. Bun, deci McMuffin-ul cu bacon și ouă au fost foarte bun. Dar McToast-ul ăsta am să mănânc înainte de final. Adică după ce termin McToast-ul am să termin ca să mănânc porția asta de hash brown. Am două porții de să mănânc la final. Da, ați auzit foarte bine. Hai să testăm McMuffin-ul ăsta. Da, e un fel de McMuffin, exact ca un fel de McPuișor fresh, cu castraveți verzi și roșii, care am postat pe canalul meu vechi, cu 3 ani de când am fost cu porcăriile astea de COVID, carantină și distanță socială. Și uite ce frumos se vede. Mie se pare ciudat că ar avea delicat vegeta sau condimente din alea mai proaste sau mai ciudate, bă, care e destul de bun. Deci arată ca un McChicken cu roșii. Era destul de bun, măcar. Dacă pui roșii în McChicken, asta se mai întâmplă și așa. Ce, Doamne, iartă-mă. Deci conține șnițelul ăsta de pui, n-are brânză, n-are nimic. Are roșii, salat iceberg, într-o chiflă cu într-o pâine de aia și cam atât. Hai să-l băgăm. Mai mult să știți că, sandwich-urile astea făcute de Iosif Ștefănescu nu mai sunt la mec dimineața. V-am spus deja că după ora 10 se termine mic dejunul. Așa că asta e. Să vină și salatele și sandwich-urile și cam atât. O să vă uitați pe net. Intrați pe site-ul www.mcdonalds.ro/noutăți sau varianta scurtă pe mcdonalds.ro și cam atât. Ca să fie mai ușor să vă uitați sau să intrați pe Glovo ca să comandați ceva secret de la Mac. Ia uite, hai să vedem McToast-ul care are într-o pâine prăjită o formă rotundă, cașcaval și șuncă. Hai să băgăm. McToast-ul mi se pare destul de bun. Are șuncă pe el. Exact cum mâncați un sandwich de ăsta și în avion când este foame să nu stați flămând. Și o să luați și de la Subway ca să fie mai ușor. Hai să încercăm să vedem și porțiile astea două de hash brown. Bine, mă, hai să testăm. Bun, am terminat porțiile astea de hash brown. Hai să beau tot sucul și am terminat cu asta. Așa că dacă scanați codul QR, atunci o să aflați contul detaliat în orașul vostru. Atât pentru moment. Ne vedem data viitoare la un nou video.
De fapt, o să ne vedem pe 25 decembrie la un nou videoclip în versiunea anului 2023 pe numele Crăciunul de 25 decembrie. Aveți grijă, faceți tot ce vreți. Data viitoare la un nou video, eu vă doresc toate cele bune. Eu am fost Daniel Ștefan Uncanu. V-am pupat. Ciao, les.